Doamnă, bine ai venit în bucătăria mea dulce! Eu sunt Anita, iar azi să pregătim împreună crema de vanilie. Este vorba despre vestita crema de patiserie, acea cremă care o folosim la eclere, creme, dar și alte umpluturi. Pentru această rețetă o să avem nevoie de următoarele ingrediente. 6 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr, 500 de ml de lapte, 40 de grame de amidon de porumb și 2 lingurițe de esență de vanilie. Pentru început voi pune amidonul în acest vas și voi adăuga puțin lapte. Iar acum amestec până când dizolv amidonul. Am dizolvat amidonul, acum îl voi lăsa deoparte. Voi pune în bol cele 6 gălbenușuri, zahărul și voi amesteca energic timp de 2 minute. Am terminat de amestecat, acum voi adăuga amidonul și voi continua să amestec puțin. Am terminat de amestecat, acum voi pune laptele în această oală și îl voi aduce la punctul de fierbere. Când laptele începe să fiarbă, îl oprim, avem grijă să nu ne ardem și turnăm laptele peste compoziția de ouă. Luăm bolul cu grijă și turnăm compoziția înapoi în oală. În acest moment voi pune focul la foc mediu, voi adăuga și esența de vanilie și voi amesteca în continuu. Procesul acesta de fierbere nu ține mult, aproximativ un minut. Trebuie să amestecăm foarte energic. Mie îmi place să fac crema de vanilie fără unt. Voi, dacă doriți, puteți să puneți puțin unt la sfârșit. Am tras crema de pe foc și acum vă voi arăta ce bine arată. Ia uitați și voi. Acum voi transfera crema de vanilie într-un bol și o voi acoperi cu folie de plastic. Vă invit să încercați și voi crema mea de vanilie, iar dacă vă place să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Până la următoarea rețetă, vă doresc toate cele bune! Pa, pa!